Culorile politice nu ar trebui să primeze, însă cei aflați la conducerea Partidului Național Liberal din Mehedinți vor cu orice preț să obțină o majoritate în mai multe comune de pe raza județului nostru. Discuții au fost de această dată și în comuna Husnicioara, în cadrul ședinței de Consiliu Local, acolo unde, pe lângă autoritățile locale, a fost prezent și liderul PNL Mehedinți, Virgil Popescu, care a încercat să submineze autoritatea conducerii comunei prin ironii și acuze. Pe ordinea de zi avem o solicitare inițiată de 6 consilieri locali, și anume Tomescu Nicolae, Torescu Ovidiu, Bărbulescu Constantin, Șchiopescu Ion, Băde Sebastian și Blago Etichel Constantin, prin care propun două proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția viceprimarului Comunei Husnicioara, proiect inițiat de cei 6, și proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului inițiată de cei 6. Anul electoral 2024 începe să își intre în drepturi. Astfel, în mai multe comune de pe raza județului Mehedinți, animozitățile politice ies la iveală. De această dată este vorba despre comuna Husnicioara, acolo unde astăzi a avut loc ședința de Consiliu Local, la care, pe lângă autoritățile locale, a participat și liderul PNL, care a influențat ședința de plen. Vrem sau mai târziu, cine greșește, plătește. Dacă cineva consideră că greșește și nu plătește, se înșală. Înseamnă că nu mai suntem într-o democrație și într-un stat. Sigur că dacă au venit alți oameni trimiși de diversi care au pus presiune pe mine să-mi spună că inclusiv eu o să ajung la pușcărie, o să, dacă nu mă dau la o parte și nu-mi văd de treabă, dar o să mi se fabrice dosare, o să nu știu ce. Dar eu am încredere în instituțiile statului, așa cum am luptat pentru cetățenii comunei Husnicioara și pentru această comună, cu timp și fără timp, voi lupta și de aici încolo, nu mă voi da la o parte, cât îmi va da Dumnezeu putere și sănătate. Nu mai este o surpriză pentru nimeni că fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, încearcă prin orice mijloace să submineze autoritatea edilului comunei, tocmai de aceea fiind prezent și astăzi în cadrul ședinței pentru a încerca să influențeze deciziile consilierilor locali. Totodată, în cadrul ședinței au existat înțepături directe, ironii, dar și acuzații din partea liderului PNL la adresa primarului comunei, Crețescu Emanuel Petrișor, care se luptă cu morile de vânt pentru creșterea nivelului de trai în comuna pe care o reprezintă, însă de fiecare dată se lovește de un zid. Cel care se află în funcția organizației PNL Mehedinți nu a înțeles faptul că luptele politice au o limită și nu te poți juca cu viața cetățenilor, iar pentru orgoliile personale și meschine să pui în pericol bunăstarea cetățenilor. Așa că ne vom vedea și pe la buget, pentru că îmi place, a început să-mi placă. A început să-mi placă și la dumneavoastră și la alte comune, în special la cele care au plecat. Normal că am fost și camarazi și... A început să-mi placă. Și atunci și vă place și a început acum, să-mi placă, credeți-mă. Asta de ce? Mă bucur. Suntem, putem spune că suntem camarazi așa de politică generală. Păi, n-are importanță unde facem politică. Sigur că da, sigur că da. Dar să nu uităm că trebuie să reprezentăm mai întâi... Cetățenii, sigur. Păi, dar nu, să nu uităm. Sigur, că numai asta, știți cum ați spus acum, nu. Trebuie să fim în slujba cetățenilor. Deci, domnul vice... La fiecare ședință, dacă vom avea, vom cere. Vom cere, nu, vom cere schimbarea. Schimbarea se face prin voc. Înțeles. Eu m-am referit doar strict la Bădeț, la domnul Bădeț. Culorile politice nu ar trebui să primeze, însă cel aflat la conducerea Partidului Național Liberal din Mehedinți vrea cu orice preț să obțină o majoritate în mai multe comune de pe raza județului nostru. Astfel, Virgil Popescu, fostul ministru al energiei, actualul președinte al organizației PNL Mehedinți, încearcă cu orice preț și orice mijloace demiterea actualului viceprimar din motive personale. Partidul Național Liberal a avut primar și viceprimar la comuna Husnicioara, nu mai are primar pentru că a trecut la Partidul Social Democrat, chiar dacă formal nu a semnat adeziune. Cu toate că să scăpase un pic pe jos. Pe jos, în afară. Dar și-a revenit repede, ca nu cumva să rămână pe camere, că nu e Partidul Național Liberal. Iar viceprimarul este echipă cu primarul, au plecat împreună. Deci Partidul Național Liberal va solicita în continuare, ca să știți, schimbarea viceprimarului. Punct. Deci să nu vă așteptați că renunțăm la asta. Când vom avea două treimi, vom avea două treimi. Dacă aveți noroc pe cod administrativ, poate că scăpați până la sfârșit. Nu e vorba de noroc, domnule. Dacă nu aveți noroc, asta este, nu scăpați. Nu vreți să ajutați comuna. Ba, da, asta vreți să schimbați viceprimarul. Da, doresc să schimbați viceprimarul cu unul mai bun care poate să facă mai bune lucruri. Primarul comunei Husnicioara, Crețescu Emanuel Petrișor, un om de bază și gospodar pentru comunitatea sa, încearcă să aplaneze conflictele ce nu sunt în beneficiul cetățenilor. Acesta reușind de-a lungul timpului să atragă
aleagă fonduri pentru dezvoltarea comunei sale. De asemenea, edilul comunei Husnicioara se luptă din răsputeri pentru buna funcționare a administrației publice locale. Totodată, primarul Crețescu Emanuel Petrișor a pus accentul pe dezvoltarea mai multor domenii. Am continuat extindere, reabilitare, sistem de alimentare cu apă în comuna Husnicioara, proiect început din mandatul trecut, 2016-2020. Proiect pe care l-am recepționat în iulie 2023. Un proiect în care s-au făcut două foraje, trei bazine, stații de pompare și o rețea de 33 de kilometri de conductă în câteva sate, Oprănești, Marmanu, Pribuiești, Borogea Veche și cu extinderea Bădiței și Alunișu. De asemenea, școală, grădiniță, modernizare, reabilitare Husnicioara. Proiecte continuate din primul mandat. În mandatul 2020-2024 aș putea începe cu cel mai important proiect de infrastructură, reabilitare, modernizare DC-15A Husnicioara-Selișteni, proiect la care, după cum ați văzut, se lucrează. S-au asfaltat aproximativ 2 km primul strat, Rigole, acostamente, urmează stratul 2. Proiect finanțat prin programul Angel Salini, în valoare de 10.150.000. Am făcut toate demersurile necesare pentru a face studiu de fezabilitate, proiectare, va fi în procedură reabilitare, modernizare DC-17A în satul Oprănești, va fi asfaltată strada principală din satul Oprănești. De asemenea, am făcut toate demersurile necesare pentru obținerea banilor pentru reabilitare DC-16, aici la ieșire din sat către drumul județean, 800 de metri. Anul trecut am depus un proiect privind de capacitatea de stocare a energiei pentru autoconsum, proiect depus în decembrie. Așteptăm să fie finanțat. În anul 2021 am depus proiect creșterea eficienței energetice a clădirii primăriei Comunei Husnicioara prin fondul de mediu, proiect aprobat. Mai trebuie doar autorizația de construire și vor începe lucrările. Pentru că mai mulți primari din cadrul PNL, nefiind susținuți și mulțumiți de conducerea liberalilor, au decis să se reorienteze către alte formațiuni politice, în cadrul cărora sunt ascultați, ajutați și susținuți. Astfel, conducătorul PNL Mehedinți, Virgil Popescu, dezvoltând o frustrare personală și meschină, pe tot parcursul ședinței a ironizat în mod constant conducerea primăriei Husnicioara. Domnul Crețescu Emanuel a devenit dintr-o dată stăpânul Partidului Național Liberal. Dumneavoastră spuneți lucrul ăsta, domnul deputat. A devenit. Și vreau să vă citesc, doamna secretar. Este un mic dictator, primul vătac din județul Mehedinți. Chiar dacă este un an electoral, aceste lupte politice pentru putere și supremație nu ar trebui să existe, având în vedere că principalii afectați în aceste jocuri politice sunt comunitățile pe care aceștia le reprezintă. Dar nu v-ați întrebat de ce, domnul deputat, de ce au plecat 10 primari? Nu. Nu v-ați întrebat. Managementul nu e prost, nu? Al dumneavoastră. O fi fost. Acum s-a schimbat. O fi fost managementul. Și uite, mi-am propus să mă duc la fiecare primărie care a plecat. Primărie care a plecat să văd și eu ce s-a făcut pentru comunitate. Mă bucur că vă avem aici în mijlocul nostru. Și primesc. Chiar dacă primarul comunei Husnicioara în acest moment nu se află în cea mai favorabilă situație, acesta le promite cetățenilor că va fi alături de ei, ducând la bun sfârșit toate proiectele menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei.